Astăzi vreau să fac o antenă pentru electrocultură. Am o țeavă lungă, sârmă de cupru, sârmă mai groasă, cam un metru jumate, sârmă galvanizată, niște 3 țevi de cupru și aici cred că sunt de inox firele astea și o să le fac ceva de genul și o să facem o antenă. După ce le-am îndoit, le-am băgat în țeava asta și acum o să le leg aici o roată și o să încerc să le fac simetric, să le aranjez. Am legat cu sârmă până mi s-a rupt și sârmă zincată. Și după aia am, ia uite, am legat cu sârmă de cupru toate firele astea între ele. Și acum aici o să fac o spirală. Bun. Am făcut și spirala. Le-am reglat un pic și cam așa arată. Imediat o să ridic, doar că acum o să întindem cablul de aici frumos în sensul acului de ceasornic până jos, jos, jos. Bun, cam asta e treaba. Așa a ieșit. Am lucrat cu ce am avut și am întins firul ăsta subțirel de cupru până aici jos. Aici am legat cu ăsta mai gros și cu ăsta o să mă duc în pământ înăuntru serei. Și vreau să o pun aici, aici în sus. Pam, spre cer. Uite așa, avem aici firul care o să conectăm straturile astea, o să băgăm prin pământ fire și o să duc de aici energia la straturi. Și energia asta vine de pe stâlpul ăsta. Care e acolo la, nici nu știu cât să zic, 5-6 metri înălțime. Și am mai făcut o antenă. Dar de data asta, tot așa le-am înduit și le-am băgat înăuntru și de data asta am prins cu o sârmă și trece prin tub sârma. Și aici am spirala asta, făcută din cupru, pe care o să o pun aici în mijloc. Și am mai instalat încă o antenă. De data asta are fir de sârmă zincată. Cu o spirală din țeavă de cupru.